Dragi prieteni, noutăți de ultimă oră, ați văzut pozele publicate de mine și de alți colegi. Deja internetul este plin, la Briceni, în Livada, au căzut cel puțin două rachete rusești. Încă o dată, pentru cei care nu cred că războiul este la hotar cu noi și suntem afectați în mod direct, încă o dată vă spun și celor care nu credeți și cei care susțineți acțiunile criminalului Putin. Noi suntem în primă linie și evident că bombardarea infrastructurii energetice din Ucraina ne vizează și pe noi în mod absolut direct. În zadar, noi prin spânul le dăm gaz transnistrienilor și susținem regimul separatist dacă Putin, prin criminalii lui, lovesc în securitatea noastră națională. Mâine, dacă vor cădea rachetele și bombele peste casele voastre, la cine vă adresați? Cui cereți? O să plângeți în poartă la Putin să nu vă bombardeze casele de lut, să nu vă cadă peste cap. De asta trebuie condamnat acest regim criminal de la Moscova. Uitați-vă la rachetele căzute în Livada la Briceni. Dar eu vă spun, ei țintesc în hidrocentrala de la Dnestrovsk. Dar pentru noi este un mare pericol dacă aceste rachete vor atinge ținta de la Dnestrovsk și vor distruge barajul. O cantitate enormă de apă va veni spre Republica Moldova, iar satele de pe mal, inclusiv Benderu și alte sate care sunt mai aproape de apă, ar putea fi spălate, ar putea fi inundate. De asta, maximă siguranță, maximă grijă pentru toți și condamnăm în continuare regimul criminal al lui Putin. Uitați-vă la rachete și la bombele care cad peste capul moldovenilor și ei oricum nu cred. Le cad rachetele în cap și ei oricum o să spună că sunt rachete de-a lui Zelenski. Minte la moldoveni și condamnăm încă o dată, suntem solidari cu Ucraina și cu toată lumea care condamnă acest război, iar guvernarea lui Spânu și alții care astăzi întrețin regimul separatist, încă o dată să gândească înainte de a acționa. Încă o dată să gândească că uzina metalurgică va produce bombe de la MMZ, de la Transnistrieni, iar utilajul este suficient încă de cel sovietic. Metal au și au și trădători de la Chișinău care îi ajută pe transnistrieni să fac tot ce vor. Minte și înțelepciune moldovenilor.